Salutare internet, bine v-am regăsit cu o nouă jucărie în teste, un smartphone de top la un preț accesibil, cum spun ei. E un telefon de la New Mobile, un producător de telefoane mai puțin cunoscut la noi, dar pe afară am înțeles că au început să devină destul de populari. New Mobile e lansat de prin 2012 în Hong Kong și acum au birouri în toată lumea. Primit telefonul de la un distribuitor, distribuitorul oficial de la noi. Pe specificații arată foarte bine. 5,7 inch ecran HD, 2,39 GHz procesor octa-core, cameră de 13 megapixeli și de 5 megapixeli, deci două camere în spate, camera din față de 13 megapixeli și are și blitz, 4 GB memorie RAM, 64 GB memorie internă extensibilă până la 128 GB cu un card de memorie microSD și o baterie de 3000 mAh care ar trebui să țină toată ziua din ce spune producătorul. Haideți să-l desfacem și să aruncăm o privire rapidă în cutie. Mi se pare interesant prin prisma faptului că e la un preț accesibil. Momentan este distribuit oficial, găsiți pe eMAG, pe la în jur de 1100 de lei. Probabil va intra și pe alte canale. Să vedem cum se desface. Așa. Ok. Arată cutia foarte faină. Îi spune că e un telefon de 200 și ceva, 250 de euro, să zicem. Haideți să vedem ce avem înăuntru. Wow, culoarea e faină. Safir. Și acum îi dăm folia împreună, da? Una. Și folia de pe spate. Doi. A văzut că scrie și că este și dual SIM cu Active Standby. Deci, practic, puteți folosi ambele cartele în același timp. Culoarea e foarte faină. Ecranul se vede că este cu marginile rotunjite. Știu la ce vă gândiți, seamănă cu seria Galaxy de la Samsung. La asta mă gândesc și eu. Camerele pe spate, lițul, senzorul de amprentă. Am înțeles că are și recunoaștere facială. Pe față are și aici un blitz, util dacă faceți selfie-uri pe lumină scăzută sau vă filmați cu camera din față. Haideți să îl pornim, sper că are ceva baterie. Ok, a pornit. Între timp vedem ce mai este și în cutie. Manualul de utilizare. O husă din silicon. Foarte ok, mai ales că acum am văzut și telefoane de 1000 de euro care nu au nici măcar o husă. Avem adaptorul, încărcătorul cu adaptor pentru prinzile din UK, dar avem și încărcătorul care merge la noi și încărcătorul ăsta, să văd dacă se vede, este cu încărcare rapidă de 2 amperi. Și mai avem aici un adaptor de la USB 3.1 la jack, pentru că nu are mufă de căști jack, toți acum am început să facă mufele 3.1 inclusiv pentru sunet și mai avem cablul de încărcare USB tip C. Asta am uitat să vă arăt. E USB tip C, da? Un lucru mai rar într-un telefon la banii ăștia. De obicei încă mai vin cu USB-ul standard. O să pun un pic pauză și după aceea continuăm ca să vedem și cum arată la interior. Ok, am introdus conturile pe telefon. Aceeași problemă ca la toate telefoanele cu ecranul și spatele de sticlă. Se murdărește ușor, dar telefonul chiar arată ca un telefon premium, ceea ce la 250 de euro nu e rău. De mișcat, se mișcă repede. Ce am mai văzut fain la el este că are inclusiv recunoaștere facială. Să vedem dacă funcționează.
Ok, a funcționat. Trebuia să-l mai apropii un pic mai mult. Ia să mai încercăm o dată. A funcționat, da? Încă o dată. S-a deblocat. Și senzorul de amprentă pe spate. Am testat rapid camera. Trebuie să îl apropii un pic mai mult de față pentru a recunoaște. Am testat rapid camera, nu am ca să fac foarte multe poze, că deoarece este și tunic afară, dar eu zic că e o cameră destul de ok. O să vedem cum se comportă și o să fac un review complet pe blog. Puțină reclamă și a Coca-Cola cu ocazia asta. Telefonul este rapid. Dacă n-ar avea sigla de la New Mobile pe spate, chiar aș spune că e un telefon mai scump. O să revin cu un review complet.